am revenit la Ruralis, în continuare vă spun că stăm de vorbă cu un primar de 6 ani, am discutat în prima parte despre karate. Spuneați la, la sfârșitul primei părți a emisiunii că o prioritate pentru primăria pe care o conduceți este securitatea cetățeanului și curățenie. Despre curățenie, cine trece prin omești poate să vadă, ca zic așa, cu ochiul liber, că este o comună curată și aici nu vreau să vă aduc claude, sub nicio formă, sunt oameni, sunt cei de la serviciile dumneavoastră care fac curățenie, spuneați în schimb de securitate. Știu că aveți poliție locală, mai este poliția națională care vă ajută, dar cum reușiți să faceți ca mers rata infracționalității să fie foarte redusă și am să vă lăs pe dumneavoastră să ne povestiți cum era acum câțiva ani și cum e acum. Din câte știu, acum câțiva ani nu vă lău. Când dacă wow. erați întrebat de liniște de securitate... Da. da, am mai povestit lucrul acesta. Eram pe primul loc în județ ca infracționalitate. Acum suntem cumva uh, la coadă, ca zic așa, dar e foarte bine, adică suntem pe ultimii locuri din județ. Uh, da, avem un sistem uh, de supraveghere foarte bine pus la punct, avem poliție locală, avem ilumina public, avem, uh, nu știu, poate uh, oamenii uh, au înțeles că nu pot uh, merge la infinit cu ilegalități și cu, cu bătăi, cu scandaluri. S-a mai civilizat lumea, s-a civilizat peste tot, nu numai în Tomești. Aș putea să spun că la capitolul acesta stăm bine. Din fericire n-avem discoteci, tot felul de activități. Dar de ce spuneți din fericire? O să zic că tinerii care poate să uită la această emisiune că aveți o mentalitate așa de păștă de aia, de moșneag. Da, păi spun pentru că eu, tineretul, noi suntem aproape de oraș, tineretul are acces rapid la un, și la autobuz, fiecare are o mașină, de a veni în oraș, de a merge într-un alt deci, loc. Deci din punctul ăsta de, a... de vedere, al ordinii, nu că tineretul da. să nu meargă la discotecă nu, sau la un club. doamne ferește, nu, nu spun lucrul acesta. Părerea mea este că un loc de acest fel atrage, atrage, atrage tot felul uh, de, de grupuri cert scandal, care... Certate cu legea. Da, exact. Acolo, acolo într-un loc unde se bea, unde... Uh, unde e dans, unde e house, unde e asta, există și, și scandal. Nu aveți discoteci în Tomești. Și spuneați că e un lucru foarte bun din punct de vedere al atractivității. Nu nu că este nu, un lucru nu, foarte bun. Dar nu. În schimb, aveți uh, zone cu sport, cât poate nu au multe orașe din țara asta. Deci, păi, uh, că aveți un proiect în care ați spus că în toate satele din Tomești vreți uh, teren de sport. Aveți săl de fitness, le-ați pe toate. toate. Sala polivalentă, uh, sala, sala sporturilor din, Tom din Tomești, este o investiție care în momentul în care ați demarat-o, știu că erau uh, voci critici, care criticau uh, proiectul dumneavoastră, spunând că uh, de ce ar avea nevoie de o sală de sportul așa de mare la Tomești, oricum acolo e așa aproape, cluburile de sport, basket, karate, fotbal, rugby, sunt în Iași. Este eficientă sala sporturilor din Tomești? Eu știu răspunsul, dar vă las pe cred să Este spuneți. cea mai eficientă din țară. Pentru că noi ne-am organizat foarte bine, adică n-am luat investiția și am lăsat-o așa. Am mai investit și noi, am adus îmbunătățiri, iar eu fiind om de sport știu ce înseamnă cam cum ar trebui să arate o sală de sport, ce ar trebui să oferi sala de sport ca să aduci clienți acolo. Deci cred că la sala de, de, Tomești, de la Tomești este cea mai eficientă. Am făcut un calcul anul trecut, a dus profit, deci, dar nu mă interesează profitul, mă interesează măcar să iasă pe zero, adică cheltuielile să fie acoperite din încasări. Asta este cel mai important lucru. Ați dar ați cu toate acestea, sala de sport a ieșit pe profit. Cât ați avut profit? A ieșit pe profit. Ce Nu vreau să mă laud cu lucrul acesta. Pentru dar nu că, e de laudat. Repet, pe mine mă interesează să vină cât mai mulți copii, tineret, și nu numai tineret, să facă mișcare, să facă sport, pentru că asta înseamnă sănătate, înseamnă uh, fericire. Că atunci când faci sport, creierul secretă substanța fericirii care uh, te face să te simți mai bine. Ce competiții uh, importante ați găzduit? Au fost uh, campionat național și cupa României la box, au fost campionat uh, național la karate, au fost campionate de taekwondo la nivel... Uh, internațional, au fost uh, tot felul de campionate județene uh, de fotbal, de sală, s-au ținut câteva competiții de basket de, la nivel uh, național pentru copii, uh, dansuri. Acum, exact. recent, uh, m-au contactat cei de la, de la Coanchido, vor să facă un stagiu internațional la Tomești dar de regulă sala este închiriată de cei care vor să facă sport, fotbal de sală, tenis de câmp, tenis cu piciorul, tenis de masă. Deci sala poate fi închiriată de absolut basket, ce... cluburi de basket, karate, ce mai avem, ruibii, dansuri sportive, un grup de tineri dacă vor să închirie sala Polivalente și bineînțeles există poziții libere o pot face, deci nu trebuie să, da. trebuie să fie neapărat în club sau pur și simplu? Nu, că trebuie să fie o persoană care să răspundă, să semneze un fel de contract -a, -a sub... care răspunde de integritatea, integritatea sării ce să și cei care intră în sală că sunt sănătoși, că nu sunt, au probleme cu inima, cu știu eu altceva, să se întâmple un Eveniment nedorit la Tomeș. Pe lângă sala sporturilor, care spuneați că este extrem de eficientă și cu care vă mândriți, nu vreți să ne spuneți profitul, dar cu siguranță e destul de mare dacă nu vreți să ne spuneți, aveți și terenul de fotbal, care, din câte știu eu, aveți și vreo două cluburi care activează în Tomeș, nu neapărat echipa din Tomeș. Deci avem, avem, un stadion de fotbal la standard din normale, aș putea spune, pentru echipa de fotbal Helios Tomeș, avem în fiecare sat vlădiceni Gorun Chicirea teren sintetic pentru școlarii de acolo, pentru școlile din și din zona, sat, și zona de și și fitness, pentru tineret, da, și zona de fitness, parcuri de joacă, odihnă și fitness, sunt toate la un loc. Mai o mai rămas satul Tomești. Vrem să construim anul acesta un parc. Suntem în discuții cu biserica să ne dea o bucată de teren acolo că este la centrul satului. Uh, am construit anul trecut și la școala de de Pătrășcanu tot pentru cartier un mini teren de fotbal cu gazon sintetic deci din acest punct de vedere mi-am făcut treaba ca să zic așa copiii, tineretul, toți au locul unde să meargă parcuri moderne, terenuri de fotbal moderne, Aproape de. unde să-și consume energia. Aproape de școala din centru aveți și un teren uh, de dedicat basket. de basket sau pentru da. cei cu lor. Acum uh, aș Vreau să vă întreb ceva. Aveți cam tot. Aveți terenul de sport în toate sările, aveți teren de special de basket și pentru ele. aveți sala uh, uh, sportului. Vă lipsește ceva? Un bazin de not. Nu faceți? Da, am avut, să știți că am avut solicitări din partea multor tineri din Tomești. Uh, bazinul de not, în primul rând, este foarte scump pentru a-l realiza, apoi este foarte costisitor pentru a-l întreține. Treține. Dacă am reușit să facem un bazin la standarde pentru a putea să se țină competiții, măcar la 25 de metri lungimi, da, se merită făcut, dar altfel pentru a face un bazin mic este foarte costisitor să revenim puțin la investiții. Vorbeam în prima parte despre drumuri, că stați relativ bine, nu aveți drumuri cu pământ, doar cele de piatră care sunt practic într-o etapă de tranzit spre a deveni drumuri cu, cu asfalt. Spuneți-ne puțin de iluminat, dacă mai aveți Nu, ruziune. iluminatul este reabilitat în totalitate, doar dacă mai sunt becuri arse, dar iluminatul public este reabilitat în totalitate. Canalizarea? Canalizarea acum cu finanțarea de la Ministerul Dezvoltării de 2 milioane jumătate de euro, acoperim 100% canalizare. Alimentare cu gaz metan? alimentare cu gaz metan, satul Chicirea este aproape în totalitate racordat la gaz metan, satul Vlădiceni aproape în totalitate, mai avem extinderi și anul acesta, și în satul Vlădiceni și în satul Chicirea, avem dealul doamnei anul acesta, zona dealul doamnei, zona spre contractul semnat deja, firma ar trebui să se apuce de treabă. A fost până acum greu, a plouat, a fost un ins. Deci cumva la sfârșitul anului acesta cam 70% din comună este racordată la gaz. Eu vorbesc de satic, zona de cartier, acolo, acolo sunt alte probleme. Da. Alimentarea cu apă? Potabilă. Alimentarea cu apă cam 100%, mai am acum niște extinderi care au apărut acum pentru că au fost niște extinderi de, de, de intravilan au construit niște case. Am predat-o chiar, astăzi am trimis adresa la, la APA Vital, împreună cu cei de la APA Vital vom, vom extinde. Dar e vorba de câteva zeci de mii de lei. De Bun, dar asta oricum se, se va întâmpla în acest an. asta în, se întâmplă în, repede în, în acest mii. an. Spuneți-vă, rog, legat de, șco, de unitățile școlare... Chiar dacă sunteți în, în coasta Iașului, aveți probleme în ceea ce privește uh, nu. cadrele de da, școli? De unde a... știți că nu? Școlile... Nici, nici v-am întrebat păi și da, da zis, nu. Dacă -a spus, a spus de școli, de școli... Oare v-ați da, da, întrebat despre școli, de răspunsul este școli nu. pozitiv, da? Da, da? Școlile sunt la standard de... europene, aș putea spune. Anul acesta, fără să-mi să spună mie directorul de școli ce trebuie să fac, știu că trebuie să înlocuiesc centrala care este pe Lemni la școala de la Chicirea, și centrala de la, din satul Vlădiceni, pentru că am dus gaz metan acolo și trebuie să înlocuim centrale, să punem centrale pe gaz metan și am terminat și această problemă. Grija lemnilor, adică și nu numai grija lemnilor, tai lemnii, spargi lemnii, du lemni la sobă, pune om să pui noaptea pe foc și așa mai departe. Vorbeam de educație. deci școlile la Tomești nu sunt probleme. Vorbeam de educație și nu sunt probleme colegul și cred, cred de fapt și prietenul dumneavoastră Cătălin Lupu, primarul din Ciurea, a avut un incident total nefericit la sfârșitul lunii, da, lunii ianuarie. Da, am văzut, am uh, văzut. La nivel de comună, nu știu, au venit cei de la ISU să vă întrebe uh, de școli. Nu e treaba dumneavoastră să le administrați ca și imobil, dar ați văzut așa, știu, poate o mai multă atenție, pentru că școala din, din ca cetățuii era nouă. Da, deci controlele de la ISU vin fără. Deci fac. Vin frecvent, nu e, asta nu e o problemă. Noi nu am avut probleme la școli pentru că școlile au fost reabilitate în întregime, toate, sau au fost construite noi și au fost prevăzute de la început cu tot ce trebuie pentru, împotriva incendiilor împotriva și împotriva efracției. Voiam să vă mai întreb ceva, des, legat de, că tot vorbim de actul educațional, legat de grădinițe. În Tomești, cei care locuiesc în Tomești Cu siguranță, cei care nu poate să au uitat pe la televizor A existat un paradox în, în Tomești În urmă cu câțiva ani Cei de grădiniță mergeau în vreo două sau trei apartamente La parterul unui bloc În condiții total inumane pentru, pentru o grădiniță Iar acum Vă puteți lăuda Cu una din cele mai frumoase grădinițe, cred că, din județ Da. Ați făcut tranziția Ajunge sau mai? Pentru că, cum spuneați dumneavoastră se, să investește în imobiliare în Tomești. Cu siguranță grădinița din Tomești, la am dat, va deveni, nu va mai suporta. Aveți în vedere investiții în domeniul ăsta? Nu, grădinița de la Tomești are 11 săli de clasă, 7 cu program normal, 4 cu program prelungit. Deci nu sunt probleme pentru următorii 10 ani, ca să zic așa. Crește? Creșa este o problemă. Eu am încercat, de am, ce trept, avut, vă vă am avut, vă spun imediat, sunt pregătit la orice discuție. Nu, știu ce vă întreb. și în Caradea sunt pregătit. Vă întreb de creșe pentru că înainte de 1990 în municipiul Iași, în oraș, erau 35 de creșe, iar acum sunt doar 11. Pentru, pentru că cheltuiala creșei vine în sarcina primăriei. Pentru că deci angajații unei creșe nu sunt plătiți de minister, sunt plătiți de primărie. S Iar de la momentul acesta, eu, ca primar, nu pot să-mi permit. Da? Nu, nu sunt bani, pentru că toată lumea vrea aia, 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 dar banii sunt tot aceea, da. Deci, la momentul acesta, primăria comunii Tomești nu își permite o creșă. Dacă, să, să ne fie foarte clar, nu că nu vrea primarul Ștefan nu că nu vrea primarul, Timor, vrea primarul dar eu sunt, fi... eu sunt sunt ordonator de credit eu, eu știu ce trebuie, ce pot să ce fac faptul că nu există posibilitatea financiară în să fac. de față da. dacă salariile ar fi preluate de către minister pentru că o creșă trebuie să aibă inclusiv uh, asistent medical pentru 20 de copilași îți trebuie asistent medical, două îngrijitoare femei de serviciu, Bucătar. director fi, deci, contabil. Bucătar. Deci, imaginați-vă, am făcut un calcul uh, uh, anul trecut, și pentru uh, două grupe, 40 de copii ar însemn, fi însemnat, uh, numai salariile s-ar fi dus la peste un milion de lei, adică 10 miliarde de lei vechi pe an. Ceea ce este mult. La ora actuală nu, Îmi nu pot să-mi permit. Am discutat cu, cu mămicile, din păcate, asta este situația azi. comuna. Eu am mai spus-o. Comuna aia nu este comuna mea, domnule. Este comuna noastră. Ăștia sunt banii. Eu îi gestionez. Eu zic că îi gestionez corect. Pentru că în același timp să nu uităm. Cartierul, în cartier nu s-a făcut nimic. Zeci de ani. Da? O trebuie locuri de parcare. Sunt mii de mașini. Locuri de parcare, locuri de joacă. Poate peste 10, peste 4 ani, 5 ani, știu eu, întomești vor fi, apă va fi, canalizare va fi, asfalt și celelalte și atunci hai să facem și o creșă. Și o putem vin, suporta. Vin... nu e asta problema de a construi o creșă. Vă spun sincer, a construi o creșă o construiești în șase luni. După aia, în de zile. Dar -o, ce faci cu întreținerea? Păi noi avem centru de zi, dăm mâncare la 20 de copii, 25 de copii în fiecare zi. Da? Imaginați-vă ce cheltuială avem cu acest centru de zi. Sunt copii care provin din familii. Din familii cu, cu probleme. Cu probleme financiare Problemi sau cu părinți financiare, da. În și în... nu, 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 nu. Nu fără... sunt în străinătate. Sunt copii care provin din familii necăjite, copii din părinți bolnavi care nu -și pot... Nu pot să, să aibă grijă de copii, le dăm o masă caldă, îi pregătim pentru școală. Adică sunt probleme, poate peste câțiva ani primăria Comunii Tomești își va permite să construiască și o casă de bătrâni. Să fie suportată din cheltuiala a, din am văzut, bugetul văzut nostru, că mai sunt Da, că la de... ora actuală a, a le face pe toate, așa de, de, din afară, lucrurile se văd altfel. Păi apropo, mi-închipuie că aveți cărcotași în comună, nu cred că toată lumea... Eu nu știu dacă sunt sunt oameni care, fiecare om își dorește cel, cel puțin La ce 3-4-5 probleme. Dar în lumea când vine la audiență nu vine să îmi reproșeze, no, omul ce, vine și spune... Fiecare vrea apă, unul vrea canalizare, unul vrea autorizația, unul. Cele mai mari probleme la Tomești le am pe fondul funciar. Aveți deficit? Deficit și au fost mii de probleme, mii de, cum să spun, greșeli făcute de-a lungul timpului. Să nu uităm că s-a pierdut Comtomul, Cipul, Vinia, Buciumul, cartierul de blocuri care a fost construit pe terenul oamenilor. Deci avem un deficit de aproape 1.000 de hectare. Deci din Comuna Tomești, din .000 și 4.700 de hectare, am primit 3.800 de hectare. Păi și ce faceți? Dar ce putem ce să facem? Am făcut solicitare la Comisia Județeană și așteptăm să fie puși oamenii pe raza altor localități. Nu se poate despăgubire financiar bine nu-i Deci legea, noi... spune, legea spune că prima dată se vor pune în posesie oameni pe alte teritori, administrativ teritoriale, pe alte unități administrative teritoriale și după aceea, dacă o să mai rămână așa, oameni ne puși în posesie, vor fi despăgubiți. Renum, nu eu hotără. Spuneați azi de renumitele abatoare de la Tomeș, fabrica de prose care era funcționa foarte bine cu câțiva ani. În momentul de față, pe linia de asta de industrie, cam ce se întâmplă în Tomești? Sunt tot felul de activități, știu eu, mici, cu 10-20 de oameni, mobil, tâmplărie din aluminiu, Dar aduc un plus valoare comună plătesc Cu imposte, siguranță plătesc acți... că aduc un plus, de valoare, plus de valoare în, în, Tomești. Imaginea pe care ne-o prezentați legată de Tomești este imaginea unei localități care se spune comună, dar cred că i s-ar putea spune oraș în orice, în orice moment, devine atractiv? Adică până nu de mult spuneați dumneavoastră plecând de la lipsa apei, lipsa curentului, lipsa gazului metan, salubitate, lipsa securității cetățeanului, Scand... era o comună așa mai răufamată, ca să zic, acum mulți ani. Și cu o uh, foarte urât pusă, foarte urât... Tomești, groapa de gunoi. Și groapa de gunoi, nu am discutat absolut deloc, pentru că deja nici e istorie și mai nici, discut. nici mai discutăm. <laughs> uh, ne-ați prezentat o imagine pe care ați reușit să o realizați dumneavoastră pentru Comuna Tomești în ultimile patru mandate sau câte aveți? Patru, da, patru sau mandate. Patru la mandat, da. Devine atractiv, adică simțiți că sunt oameni dinspre oraș care vin către Tomești, transport public Foarte este. mulți oameni Deci și oricum se dezvoltă de acum din punct da, de vedere se imobiliar. se dezvoltă foarte bine, s-a dezvoltat și se dezvoltă foarte bine, vin foarte mulți oameni în Tomești, chiar discut cu mulți oameni, zic, domnule, ne-a plăcut Tomești. Uh, da, mai puțin din drum, păcate, Mai puțin drumul de la cale Ferată până intră în Exact cartier. asta spuneam, mi-ați luat, mi-ați ridicat mie. Din păcate, intrarea în Tomești nu-i generoasă, ca să zic așa. Da? Adică este uh, un drum cu o singură bandă pe sens, uh, uh, dar uh, dimineața este a început să fie aglomerat, să, să fie cârt de mașini, dar ce se întâmplă? Eu sunt conștient că dacă drumul s-ar moderniza, ar crește și numărul de accidente, exact cum e spre Valea Lupului, dar nu ne putem nu opune dezvoltării. Dar că e o soluție asta, nu asfaltăm bun. Eu spuneți Dar, nu, nu, ce spune nu, dar este că... aproape imposibil ca drumul DN28 să fie lărgit. Pentru că avem foarte aveți, multe zone care nu permit. Proprietățile nu proprietăți? permit. Păi, da. tocmai asta știu că uh, chiar și pe raza și este o problemă destul de mare cu lărgirea unor străzi, dar autoritățile își dau seama abia acum, nu este vina lor, că s-a construit până la limita cu actuala Da. Actua, actuala da stradă. Da, pentru că așa au fost punerile în posesie, da. Cei de la Comisia Locală de Fond Funciar au tras cât de mult ca să... Mulțumesc pe om, au pus, sau topometriștii când au făcut cartea funciară și intabularea, au venit și au măsurat până, până pe șanț. Și Zona nu ar putea fi o, un drum ocolitor. Dar și acolo sunt probleme. Iar, iar drumul din spre Dancu e rupt tot, E mai, rău e, mai decât rău decât, care... e mai rău decât la noi la Pământ. Dar aveți, de la Compania Națională, aveți măcar promisiuni? Că promisiuni, mi că nu e greu. Să promisiuni le sunt, de când am intrat eu primar, că drumul DN28 va fi inclus pentru lărgiri și pentru modernizare, măcar cu câte o jumătate de bandă pe sens, cu uh, șanțuri, cu. Da. De 20 de ani. Așa, 20, a de Așa a rămas. Așa nivel de promisiune. Noi, măcar, să, dacă s-ar construi șoseaua de centură, ar mai ușura un pic traficul spre Tomești, dar deocamdată, din acest punct de vedere, la cale ferată e foarte rău să mai distrugi mașinile. Dar dacă... acolo nu aveți voie că ar ei să intervină în primul rând. Ei, des, da. să aveți un, Au un... mai intervenit, dar ce se întâmplă? Soluția pe care o, o, au nu e, nu e atât de... Adică nu, nu poate să pună... Pentru, din cauza linii ferate care duce la... La Ungheni. La Ruș. În la rebut, La așa, aia lată. Nu pot pune covor din la... Din cauciuc. Cum e la... Cum e la... Spre Lescani. Spre Lescani, spre Lescani spre da. da. La... Domnul primar, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc Am aflat multe de de și despre caratistul Ștefan Timofte, despre primarul Ștefan Timofte, despre administratorul și gospodarul Ștefan Timofte. Cu rugămintea ca să mai acceptați invitații la noi. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și încă o mulțumesc dată vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Eu sunt Lucian Balteanu și vă aștept și să până viitoare la o nouă ediție Ruralis.